Și în secolul 21, Republica Moldova se confruntă cu fenomenul migrației. Acesta a devenit tema mai multor filme în care este înfățișată viața cetățenilor noștri. Uneori, autorii acestor filme sunt chiar ei eroii principali din viața reală. Irina, și tu ai realizat un film pe această temă. Te-a inspirat cumva viața reală? Într-adevăr, acest fenomen mă doare și pe mine și familia mea, precum și a multor rude. Această problemă m-a ajutat să creez filme care pe parcurs au fost premiate. Chiar din start, prima mea lucrare a fost bazată pe migrație și anume festivalul la care am participat pentru a patra oară în acest an mi-a descoperit această vocație de a face filme de scurtmetraj. Scurtmetrajul încotro, filmat în doar 24 de ore, i-a adus Irinei premiul întâi la Festivalul de Înregistrări Video realizate de tineri Plura Plus Moldova 2012, anume pentru mesajul profund prin care suntem chemați să rămânem acasă. Dacă să vorbim puțin despre scenariu, este un tânăr care soarta l-a îndemnat să plece peste hotare, să renunțe la ceea ce are acasă, însă țărișoara noastră are niște momente deosebite, momente care îți permit și te țin acasă. De ce noi am arătat pe parcursul acelor 3 minute, da? Că uite, tu ai prieteni pe care îi părăsești, uite, tu ai o iubită, tu ai un viitor copil, pentru că noi am fost și în parc, la o lojă unde se joacă copiii. Sunt monumentele țării noastre care sunt foarte sfinte și foarte importante. Și atunci când tu ești la ultimul pas de a pleca, mai rămân și părinții, da? Mai rămâne ceva mai scump decât tot. Și anume, actorul nostru a fost la punctul ăsta, la o punte, în care se gândea pe care mal să treacă. Și anume, mama cu elementele naționale cu care a fost ea îmbrăcată și acei ciupici pe care îi ținea în mână, a fost punctul decisiv pentru care actorul nostru a decis să rămână acasă. Pentru că acasă poți să faci același lucru pe care îl faci și peste hotare. Important este să ai dorință și puțin încredere în forțele proprii și speranță că Dumnezeu o să te ajute. Irina nu este la prima producție cinematografică, iar pe aceeași temă realizează deja al patrulea filmuleț. Cel mai important este totuși nominarea. Vreau foarte mult să particip din nou la Festivalul Internațional Plural Plus, care are loc la New York. Primele două filme au fost deja la New York, au fost ecranizate acolo. Am primit diplomă de participare, ceea ce este foarte important, să știi că filmele tale au fost aratate deja la New York. Sper că pozitivismul din acest film o să fie menționat și pentru anul 2013 și sper să nu fie ultimul meu film și să creștem. Irina recunoaște că migrația distruge familii, iar prin intermediul filmulețelor realizate de ea, vrea să-i convingă pe tineri să rămână acasă sau măcar peste o perioadă să se întoarcă înapoi. Recent am privit un film de scurtmetraj în care un tânăr era întrebat de ce iubește el Moldova. Și a spunea, eu iubesc Moldova pentru că aici pot să fac ce vreau, pentru că aici se creează legi pe care nimeni nu le ascultă. De fapt, Moldova poți să o iubești pentru că este Moldova, pentru că aici ne-am născut. Migrația nu știu dacă poate ea fi vreodată stopată. Din păcate sau din fericire, pentru că din fericire fenomenul migrație ne ajută să evaluăm, să cunoaștem mai multe persoane, să ne dezvoltăm, dar în același timp distruge foarte multe familii. Pe viitor, Irina își dorește să creeze și alte filmulețe, știind că pentru asta are nevoie doar de entuziasm, dorință și puțină imaginație, cred.